Europeanul de fotbal pentru nevăzători s-a jucat la Târgu Mureș și este sportul inventat de nemți după al doilea război mondial pentru răniții de pe front. Danemarca a învins Suedia în finala europeanului de goalball de la Târgu Mureș și s-a calificat în grupa a doua valorică. Franța și Olanda au fost marile învinse. România a terminat pe 7 europeanul de fotbal pentru nevăzători, unde se folosesc mingi cu clopoței. Aici folosesc auzul pentru a detecta și unde e mingea și unde să tragă.